Bună seara, dragii noștri, vă binecuvântăm și în această seară în numele Domnului nostru Iisus Hristos pe toți cei care sunteți împreună cu noi, atât pe canalul de YouTube, cât și pe Facebook, cât și ne ascultați la postul de radio Philadelphia. Suntem deosebit de bucuroși, onorați în același timp, să fim din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul unei noi ediții a emisiunii Unde ești, omule? Și aș putea spune că pentru seara aceasta o ediție specială, poate mai deosebită decât celelalte, prin tematica pe care ne-am propus-o să o abordăm aici în studioul Philadelphia. Având în vedere că ieri a fost 1 decembrie și este Ziua Națională a României, ne-am propus și noi, realizatorii acestei emisiuni, Gabi Ijac și Doru Mureșan, să aducem în discuție și în același timp să vă prezentăm ce înseamnă România într-o altă parte a României, și anume România din Australia. Tematica din această seară am intitulat-o Fii binecuvântată România, oriunde te-ai afla. Noi ne simțim binecuvântați aici, în Australia, recunoscători Domnului pentru faptul că ne-a purtat de grijă și vrem ca, prin această emisiune, să scoatem în evidență ce înseamnă lucrarea română a românilor, departe de România, în Australia și, cu siguranță, ceea ce noi vom discuta aici se regăsește în tot ceea ce înseamnă diaspora românească. Fie că este o diasporă românească în Europa, în America sau oriunde altundeva, românii de pretutindeni, românii sunt împrăștiați, se spune și se spunea și cred că pe bune date, românii și evrei sunt cei mai împrăștiați. Mă bucur să fiu împreună cu colegul meu, cu fratele pastor Doru Mureșan, în realizarea acestei misiuni. Am cerut sprijinul și ajutorul unor colegi păstori din alte biserici penticostale române, care să aibă și ei câte un cuvânt către dumneavoastră, toți cei care urmăriți emisiunea din această seară. Frate Doru, nu cred că greșim dacă discutăm despre România, noi românii din Australia. Vă aduc aminte de ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel când vorbea despre cei de etnia lui. Și în capitolul 9 din Roman spune: spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci doresc aproape să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. El simțea o dragoste puternică pentru națiunea Israel. Noi, chiar dacă suntem dumneavoastră de ani de zile deja în Australia, eu și familia mea doar de 3 ani de zile în Australia, dar simțim cu neamul nostru, simțim cu românii din România și mai ales în perioada aceasta atât de grea cauzată de COVID-19, dar simțim cu românii din Australia. Haideți să discutăm un pic despre românii din Australia, despre comunitate, o parte a istoriei. Când au venit românii, cam ce au început, ce au făcut aici? Sigur, o parte a istoriei pot să relatez. Când eu am ajuns în Australia în 91, deja era o comunitate românească aici în Melbourne și știu că ne-au așteptat la aeroport un grup de frați și pe drum mi s-a spus că sunt aproape toată biserica. Venind dintr-un spațiu din Cluj, dintr-un spațiu creștin cu multe biserici, biserici mari, cu organizate foarte bine, cor, fanfară, orchestre. Am ajuns aici și duminică am mers la biserică. N-am înțeles de ce trebuie să mergem cu o oră și ceva mai devreme. Când am ajuns într-o sală de sport. Am ajuns într-o sală de sport destul de... avea nevoie de aranjat. Era foarte curată, vreau să spun, și ne-am apucat să curățim, să instalăm bănci și să-i dăm o față de
biserică după modelul care credem noi că ar fi trebuit să fie. Și era duminică dimineața, n-au fost foarte mulți, s-au pus foarte multe scaune și mi s-au spus că vin după masă, deoarece dimineața toți lucrează. Deci la capătul pământului în Australia, o comunitate mică de români care au ajuns cu valizele, cu foarte puțin sau deloc, mulți dintre ei au ajuns cu datorii, da, pentru că cineva le-a plătit un bilet și trebuia să-l plătească înapoi, i-au ajutat cu anumite lucruri necesare care trebuia să le dea înapoi și toată lumea lucra. Noi am ajuns în 91 în mijlocul unei depresii economice. Nu era de lucru. Și dacă era, era foarte prost plătit. Anumite joburi care le găseam erau mai rău plătite decât ceea ce făceam eu în România. Și bineînțeles, toate lucrurile astea sunt, te izbești de realitatea lucrurilor, țara unde curge lapte și miere, și te lovești de realitatea lucrurilor. Și de fapt toată comunitatea era prinsă în nevoia aceasta de a depăși, de a depăși și a căuta soluții, să-ți cumpere o casă, o mașină mai bună, lucrurile astea necesare în momentul acesta. Și acasă scriam numai de bine, chiar dacă mai târziu, după ce lucrurile s-au mai îndreptat, am început să spunem și toată realitatea, sau să nu spun adevărul. Deci asta mă aduc eu aminte de primii pași afară din România, la capătul pământului, pentru o viață nouă, un nou start în viață, fără să cunoști limba. Și cred că aici toți cei care ne urmăriți vă aduceți aminte când era nevoie de cineva care să facă, să fie traducător pentru tine, când mergeai la o bancă, când mergeai chiar la un doctor. A fost o mare binecuvântare când am avut un doctor, primul doctor român. Era o coadă nesfârșită pentru că toată comunitatea mergea acolo. Era mult mai ușor să comunici. Mă aduc aminte, în primul an mă uitam la știri și înțelegeam aproape nimic din tot ceea ce se spune acolo, dar ceilalți din jurul meu mai spuneau anumite lucruri care se... De-aia cred că pentru vreo 3 ani am fost detașat de politică, am fost detașat de ce se întâmplă în lumea aceasta și am fost concentrat mai mult pe a depăși supraviețuirea și existența în a face ceva mai mult pentru familie. Și ce vreau să zic, în toată situația asta, care era foarte grea, biserica a fost centrul comunității românești. I-a adunat pe români împreună. Da. Bisericile baptiste, bisericile pentecostale. În vremea respectivă nu era biserică ortodoxă, frații ortodoxi veneau, chiar binecuvântările de copii se făceau la noi în biserică. Era locul unde se adunau românii împreună, unde se vorbea românește, unde se comunica, unde era invitat să mergi la o cafea. Deci biserica a fost și continuă să fie, da, continuă să fie, de fapt, centrul comunității românești. Ați folosit o expresie în timpul în care noi pregăteam începutul emisiunii din această seară și a spus că, de fapt, trăim aici, în partea aceasta, un colț de România, o bucată de România, și cred că cel mai bine se potrivește expresia aceasta în dreptul comunităților creștine, al bisericilor. Da. Melbourne are mai multe biserici evanghelice, are și biserici istorice,
Și asta este un lucru bun, există o colaborare foarte bună între biserici, pentru că dincolo poate de, haideți să spun, de un gard confesional, o barieră confesională, există o legătură etnică, care se pare că în diaspora, și probabil că în toată diaspora funcționează aspectul lucrul acesta, în diaspora contează mult mai mult, se pare, aspectul etnic, da, decât cel confesional. Da, da. Ce știu, înainte să ajungem noi, de fapt toți românii erau strânși împreună, indiferent baptiști, pentecostali, erau adunați în Richmond, la Biserica Baptistă, și acolo erau servicii. Chiar am participat și noi, era fratele pastor Cocaru, atunci am participat, Biserica Baptistă arhiplină, biserică cu cor, orchestră, era foarte aproape de ceea ce noi am lăsat în România. În România. Da. Biserica, acum Betania, noi spuneam Biserica fratelui Vasile Drăghici, da, din, ei au fost primii care au cumpărat, deci Biserica Baptistă avea cumpărat în Richmond, da, dar dintre biserice pentecostale, biserica pe Kelvin Side, deci strada, da, a devenit numele bisericii, ei au cumpărat, și mă aduc aminte de sentimentele exprimate atunci, în sfârșit avem un colț de Românie. Asta ne-a pus și pe noi Biserica Philadelphia, care ne adunam în sala de sport de la școală, să căutăm, să cumpărăm și noi un colț de Românie, România, aici, la capătul pământului, și prin harul Domnului s-a cumpărat chiar la sfârșitul anului 91. S-a cumpărat și proprietatea era în Belgrave, zona împădurită, unde și acum e foarte greu să... Și atunci nouă ni s-a spus biserica de la Buș, adică biserica pădure. din pădure. Da. Și mă aduc aminte, fratele Bujorel mereu și mereu chema biserica la rugăciune. Ne rugăm Domnului, Domnul poate... Era foarte greu, exact cum v-am zis, eram toți, căutam de lucru. Și era mare bucurie când aveam o săptămână întreagă de lucru. Banii erau puțini și în același timp să cumpere o proprietate era foarte greu de imaginat că lucrul ăsta este posibil. Da. Unu. Al doilea, nu aveam o istorie financiară. Cum să mergi la o bancă fără o istorie financiară să iei bani împrumut? Pentru că îți trebuie istorie financiară. Da. Da. Cine ești? Te-ai format, acum ai niște bani, după care dispar din toată. Da, ce s-a întâmplat. Și totuși, când copilul lui Dumnezeu se roagă să deschid uși, și am primit aprobarea de la bancă, frații s-au dăruit pe ei înșiși, în momentul ăla au fost familii care au dăruit sume, zic eu, colosale pentru vremea respectivă, și am putut să cumpărăm și noi. A fost o foarte mare bucurie în momentul în care am pășit pe proprietatea respectivă. Mă aduc aminte că unul din lucrurile care le-am vorbit aici, zicem, unde punem un catarg cu două steaguri, un steag românesc și un steag australian. Da. Adică, trebuie să fie steagul românesc. Da. Copiii se jucau împreună, fiind într-o țară străină, parcă nici nu ai sentimentul să-ți lași copilul pe stradă. Îl ții, nu știi cine-i vecinul, da, cu cine se întâlnește. Dar acolo eram toți și vă spun, atâta biserica de la, din pădure, de la Buș, am simțit dragostea de care aveam nevoie. Am simțit legătura aceea frățească de care aveam nevoie. N-am avut membri din familie din partea mea decât din partea soției, dar biserica și frățietatea a suplinit nevoia aceasta de socializare, de a avea pe cineva aproape. De fapt, asta înseamnă, la urma urmei, o biserică în diaspora. Înseamnă suplinirea, poate, a unor nevoi pe care le-am avut numai în țară și de care ne-am rupt și pe care le regăsim, e adevărat, poate la o altă dimensiune, dar le regăsim în diaspora, și poate că fără aceste legături, probabil că nici n-am supraviețuit.
Iar comunitatea etnică probabil că încet încet s-ar dilua și chiar ar dispare. Frate Doru, mi-a plăcut o afirmație pe care ați făcut-o și anume legat de biserica, un colț de România, o ambasadă, am putea spune. Mă gândesc la aspectul acesta. Biserica, în definiția ei, este ambasada cerului pe pământ. Ea este reprezentanța lui Dumnezeu în lume. Dar asta este la scară universală. Dar dacă luăm o biserică locală, cum suntem noi, Biserica Philadelphia, noi putem spune că suntem o ambasadă a României, spiritual vorbim, bineînțeles, o ambasadă a României în Australia, pentru că aici, în perimetrul acesta, în Narrowarra, unde suntem noi, o suburbie a metropolei Melbourne. Totul de la poartă începe românește. Când ajungem la poartă, deja avem steagul României, da? E adevărat că și cel Australiei avem. Totul scrie românește. Biserica Pentecostală Română și așa mai departe. În perimetrul acesta, predominantă este limba română, chiar dacă copiii noștri și nepoții vorbesc mai mult engleză decât românește. Da. Totuși, aici, limba oficială, haideți să o numesc așa, limba oficială este limba română. Haideți să descriem, ascultătorii noștri cu siguranță sunt curioși, ce înseamnă de fapt dinamica unei biserici, lucrarea unei biserici etnice românești într-o diasporă, cum suntem noi, diaspora australiană. Deci, cred că biserica a fost și continuă să fie locul care reprezintă comunitatea. Acum au apărut și cluburi sportive, da, și alte organizații. Îmi aduc aminte când prima dată am fost vizitați de ambasadorul României, unde a putut să găsească 150 de oameni adunați români la un moment dat și să poată să la biserică. Și a fost, zic eu, o mare bucurie pentru noi să primim pe cineva din România care ne reprezintă. Vreau să spun că în momentul în care erau trei biserici formate, Biserica Baptistă în Richmond, Biserica Kelvinside, da, Biserica fratelui Vasile Drăghici și Biserica Philadelphia, unde era păstor fratele Bujorel, în momentul acela erau aproximativ, după datele care le-am primit, aproximativ 4.000 de români în Melbourne. Da. Și din 4.000 de români, era cam 350 de evanghelici care deja au deschis trei biserici. Asta vorbește că există pentru toți cei care au emigrat, chiar dacă aici sunt oportunități, chiar dacă aici sunt, poți să ai libertatea care ți-o dorești, venind dintr-un sistem comunist, dintr-un sistem socialist, oamenii au continuat să dorească să aibă legătură cu Dumnezeu. Amin. Să fie aproape de Dumnezeu, să-L implice pe Dumnezeu în tot ceea ce ei vor realiza aici. Și chiar pentru că este momentul acesta de Thanksgiving, adică de momentul acesta de mulțumire, da, al lui Dumnezeu, eu cred că toți ascultătorii care ne urmăresc pot să zică din toată inima, până aici, Domnul ne-a ajutat. Dumnezeu ne-a ajutat. Slăvit să fie, slăvit să fie. Amin. Da. E cu totul și cu totul deosebit. Mă gândeam la aspectul acesta al lucrării care se face într-o comunitate, într-o biserică, în românește. Se predică în românește, se cântă în românește, se învață scriptura în, da, românește. Comunitatea nu este numai un loc de închinare, ci este chiar un loc de școlarizare. Da. Pentru o bună bucată de timp am avut școală în limba română și copiii erau înscriși într-un program și apoi pentru rezultatele de bacalaureat, dacă ei au urmărit și o școală etnică, în cazul nostru, da, limba, deci ei primeau puncte la nota de bacalaureat și programul acesta continuă. Interesul, într-un fel, a mai scăzut. Da. Cu toate acestea, toate programele din bisericile noastre, mai puțin programele de tineret,
sunt în limba română. Păstrăm încă legături cu, cu cei din România. De atunci ambasadorul, reprezentanții oficiali de stat, ministrul de externe ne-a vizitat odată chiar aici, la Philadelphia, și a apreciat faptul că noi vorbim românește, faptul că avem școală duminicală. În momentul acela toată școala duminicală era în limba română. În momentul acesta este deja în engleză și cred că trebuie să înțelegem că există un flux. Nu este o forțare în direcția aceea. Responsabilitatea bisericii este mai întâi să transmită mesajul Scripturii. Și să fie înțeles, bineînțeles. Să fie înțeles, da. Da. Altfel, putem să fim ca și Biserica Catolică la un moment dat, când citea, vorbea în latină și ascultătorul pleca acasă cum a venit, fără să fie atins de Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, mă uit la alte biserici care sunt și comunități care sunt în America, de o perioadă mult mai lungă decât noi, da, care încă supraviețuiesc, încă se vorbește românește și continuă fluxul acela de biserică așa cum o știm noi, nu cum este în jurul nostru, cu izul acela românesc. Românesc încă, da. Deci încă se păstrează amprenta românească în tot ceea ce înseamnă slujirea unei biserici în diaspora. Frate Doru, știu că și vreau să știe și cei care urmăresc emisiunea sau o ascultă la postul de radio, știu că bisericile, în mod deosebit cele penticostale de data aceasta, au depășit, să zic așa, granița doar a unei biserici locale. Există un consiliu bisericesc care are și el o organizare a lui. Apoi știu că ați fost inițiatorul acestor lucrări, conferințe pastorale și chiar convenție. Mai nou, acum am deschis și o școală de teologie evanghelică, vom mai vorbi despre lucrul acesta, dar poate nu e rău să amintiți ce a însemnat 2001 și începutul efectiv a unei lucrări care a depășit doar cadrul unei biserici locale, încercând să aducă împreună toate bisericile evanghelice, penticostale, române, Australia și iată și Noua Zeelandă, pentru că avem biserici și în Noua Zeelandă. Ce înseamnă lucrul acesta și cât de mult ne-am întins teritoriul deja, aș putea spune, că nu mai suntem doar un colț, suntem deja o bucată mai sănătoasă. Numărul românilor în Australia nu este un număr foarte mare. Deci, cred că suntem în jur de 10.000 în toate statele. Poate priza cei evanghelici sau în totalitate? În totalitate, dar nu vreau să folosesc date care sunt inexacte, dar în general. Da. Și suntem foarte puțini pentru că români găsim doar în centrele, de exemplu în Brisbane, care este capitala Queenslandului, în Sydney, care este capitala New South Wales, în Melbourne, care este capitala Victoriei, în Perth și în Adelaide. Lângă Adelaide este și Port Pirie. În rest, acum avem câțiva tineri, studioși, tineri care au terminat universități, care sunt la Canberra. Da. Un grup mai mic care poate va crește. Amin. Poate va crește. Dar ce vreau să vă spun este, fiind puțin, exact cum biserica îți dă sensul acela de mică Românie, de colțul tău de Românie, de așa, ai vrea să știi unde mai sunt și primele contacte, cred că le-am avut cu biserica din Adelaide, apoi biserica din, cel puțin eu, nu mă refer la ceilalți, apoi Queensland, biserica din Brisbane. Și am văzut că se luptă aceeași luptă, au aceleași neajunsuri, au aceleași așteptări ca și noi și eu nu am fost lucrător ordinat. Și tot timpul aveam gândul acesta, de ce nu putem să ne adunăm odată cândva, toți împreună? Ori de câte ori ne adunam, de exemplu am vizitat în Brisbane și ne-am adunat, erau mulți din oraș, de la mine, și ne-am adunat. Am început după masa discuția, care a continuat noaptea. Și nu ne mai trebuia cafea, pentru că totul era așa de angrenant, totul era așa de
amintiri, lucruri, așa. Și am zis, ce-ar fi să avem momente din astea ca și comunitate să ne întâlnim? Domnul a sădit gândul acesta în inima mea și apoi, la un moment dat, Biserica Philadelphia m-a propus pentru conducător de adunare și m-a ordinat ca și diacon. Și în momentul acela, cerând acordul conducerii bisericii, am zis, uite, asta e ce am pe inimă și aș vrea să punem în practică. Da. Poate există un răspuns. Mi s-a spus că au încercat și alții înainte și cred că au făcut-o. Și am dat telefoane, am scris în vremea respectivă, fax-ul era, deci nu era e-mail încă, nu era. Am trimis fax-uri, așa, număr de telefon și toate bisericile care acum sunt în Consiliul Bisericesc au zis, da, participăm. S-a hotărât ziua, eram încă sus la Belgrave, la pădure, am pus o masă lungă în formă de careu, acolo ne-am întâlnit și vreau să vă spun, în momentul în care ne-am întâlnit toți împreună, ultimii care am ajuns cu ei de la aeroport a fost delegația din Brisbane. Când ne-am văzut toți, ei se cunoșteau de prin lagăre, pentru că eu emigrarea mea a fost ușor, în avion până în Australia, dar au fost care au mers prin pădure, au trecut Dunărea, au trecut prin lagărul din est, au trecut prin Triere, alții au fugit din lagăr mai departe, până în Italia, deci sunt istorii care, și când mă uit la mulți dintre frații care sunt aici, care și-au riscat viața ca să dea un viitor mai bun familiei, ca să aibă un loc în care să poată să-și exprime credința și libertatea. Și toți au răspuns. Când ne-am adunat, îmi aduc aminte, prima dată am deschis-o și a intrat delegația la Brisbane, toți au sărit în picioare, ne-am îmbrățișat, am dat mâna toți, eu nu-i cunoșteam decât pe cei cu care am avut contact la aeroport, pentru că pe drum de la aeroport până acolo ne-am cunoscut. După care a început o rugăciune. Momentul acela de rugăciune îl port în inima mea și acum a fost un moment, o revărsare reală de bucurie că suntem împreună. Și cred că lucrul acesta dă viață convențiilor. Faptul că suntem împreună, faptul că putem să exprimăm credința care avem în Iisus Hristos, putem să cântăm, putem să plângem împreună. Uitați-vă la rugăciune, când vin oameni în față la rugăciune, doresc să fie atinși de puterea lui Dumnezeu, lucrătorii să se roage pentru ei. Ne-am adunat, a fost o rugăciune, mă uitam la ceas, deja intram aveam multe propuse pentru prima zi, dar Duhul Sfânt a luat în control lucrurile. După care a fost o trecere în revistă, fiecare s-a prezentat de unde. Pentru mine au fost mulți pe care atunci am cunoscut la consfătuirea. Și de acolo, 2001 a fost. N-am avut în momentul, în 2001, în 2001. A fost lucru care, versetele care ne-au adunat și care le-am scris. Ce o să facem? Ceea ce scrie în Scriptură, Efeseni, capitolul 4, dacă vreți să citiți, cred că de la 1 la 4. Efeseni, capitolul 4, de la 1 la 4, da? Da. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemare pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați. Și un singur trup. Un singur trup. Biserica, la urma urmei, asta este. Am avut 3 zile de discuții și directivele care s-au trasat în cele 3 zile stau și acum la baza organizării noastre ca și Consiliul Bisericesc și ca și organizarea convențiilor, campurilor de tineri și lucrarea care are loc
în, împreună. O să facem o pauză muzicală, da, Frate Doru, și o să ne închinăm ascultând o melodie chiar potrivită cu tematica din această seară a emisiunii noastre, și anume Fii binecuvântată România oriunde te ai afla. Și apoi vom reveni în discuția noastră. În a doua parte a emisiunii vom avea și intervenția unor colegi de-ai noștri păstori care păstoresc biserici penticostale române în diaspora australiană. Pauză muzicală. Să-i deschizi
deschis lui inima ta. El mântuire îți va da. Românie, țara mea, Dumnezeul veșnic vrea să-i deschis lui inima ta. El mântuire îți va da. Revenim. Discutam despre organizarea Consiliului Bisericesc, convenții, dar cred că pentru lucrul ăsta o să avem o nouă emisiune în care o să discutăm probabil cu date exacte. O să căutăm în arhivă și ceva poze. Era vremea peliculei, când trebuia să mergi să developezi, să faci poze, că nu era digital apărut, deci asta înseamnă că era de mult, da? Era ceva, da. Aș vrea să vă întreb, o să avem și câteva intervenții, sunteți venit mai recent în Australia, care este impresia de România care ați găsit-o la capătul pământului, din perspectiva noastră, frate Băsău? Frate Doru, așa ca și dumneavoastră, venim dintr-o biserică mare, o comunitate puternică, noi venim din Arad, pe deosebire de dumneavoastră și familia care ați venit din Cluj, noi am venit din Arad, Biserica Pentecostală Gloria din cartierul Bujac, o biserică pentecostală cu tradiții puternice pentecostale. Și am venit la capătul pământului. Înainte de a veni în Australia, am umblat mult în diaspora. Am fost aproape, aș putea spune, în toată diaspora europeană, în diaspora americană, am vizitat biserici. Când spuneți văzut... toată diaspora europeană, asta înseamnă că... Destul de multe țări, foarte multe țări. Aproape în toate țările? Aproape în toate țările în care avem deja biserici penticostale române. Am vizitat Spania, am vizitat Franța, am fost în Italia, am fost în Belgia, am fost în Germania, în Austria, în mai multe biserici am fost în care am slujit, în Anglia am fost de câteva ori iarăși. Biserici în care am slujit și am văzut cam ce înseamnă diaspora. E adevărat că este una să fii într-o diasporă ca și vizitator și alta este să vii deja și să fii parte din ea și să te implici efectiv în lucrare. Noi nu avem foarte mulți ani de diaspora românească în Australia, sunt doar 3 ani, am pornit pe al 4-lea an. E diferit de ceea ce înseamnă România în România, dar e totuși un colț de România și mai ales că eu cel puțin și soția mea Marinela nu ne descurcăm foarte bine cu limba, ne-am legat tot mai tare de românii de aici, copiii noștri vorbesc bine și chiar foarte bine engleză deja, chiar și nora noastră, dar suntem împreună cu diaspora și cu frați și cu surori din biserică și nu numai din biserica Philadelphia, pentru că avem români care frecventează biserici australiene deja. S-au regăsit poate mai bine în contextul acela și sunt familii care s-au apropiat de noi știind că venim și au rămas aproape de noi. Legat de lucrarea care se face în Biserica Philadelphia și pentru care am venit să slujesc, aș putea spune că am găsit totuși o comunitate închegată, o comunitate bine așezată. Biserica ca și construcție există, organizată cu conducere, cu departamente care funcționează bine. M-am regăsit în ceea ce facem aici. Încă suntem totuși într-o perioadă de adaptabilitate, dar aș putea spune că ne-am adaptat și chiar integrat destul de bine. Mă regăsesc, îmi place ceea ce fac, frate Doru, îmi place foarte mult ceea ce fac, mă simt
util în lucrarea aceasta și mă bucur într-o oarecare măsură de realizările care se fac în biserică și mulțumesc pe această cale în primul rând Domnului, mulțumesc bisericii, mulțumesc colegilor care m-au ajutat să mă simt destul de acasă, să zic așa, încercând să îmi facă, de adevărat, poate uneori viața un pic mai grea, dar este și o viață frumoasă și ușoară și depășim impedimentele, să zic așa, uitându-ne la lucrurile mult mai bune care se pot realiza. Ceea ce mă bucură în perioada aceasta, în cei 3 ani de zile, este faptul că am reușit să deschidem o școală teologică pentecostală română, primul seminar teologic pentecostal, și anume o școală de 2 ani de zile, un seminar teologic în care se învață discipline teologice. Avem colegi profesori pentecostali și 2 colegi profesori baptiști, iată, există o legătură iarăși foarte bună. Toate cursurile sunt în limba română, toată predarea este în limba română, da. Toți studenții sunt români, chiar dacă, și trebuie să spun lucrul acesta, nu avem numai studenți din Australia. Avem studenți din Australia, e adevărat, în mai multe state din Australia, avem studenți din Noua Zeelandă, avem studenți din Fiji, avem studenți din America și pentru că unul din studenții noștri s-a întors în România pentru o anumită bucată de vreme, pot spune că avem studenți și în România acum, la ora actuală, prin plecarea unuia dintre studenții noștri. Apoi, între timp, Biserica Philadelphia a inițiat un proiect, eu zic, deosebit, și anume un post de radio, 24 de ore din 24, care are o grilă de programe bine stabilită. Este primul post de radio în limba română. Deci a mai fost program în limba română la un alt post de radio, dar avem de data aceasta un post de radio al Bisericii Philadelphia. Deci tot în limba română. Asta în limba română. Și acum au început colindele. Noi ne pregătim de sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și a început difuzarea colindelor. Să asculți cântece românești, nu vorbesc penticostale, să asculți coruri, să asculți interpreți de muzică românească, îți încântă sufletul și parcă te simți că ești acasă, ești în România. Lipsește zăpada. Ești de Crăciun acasă. Da, ești de Crăciun acasă. Lipsește doar zăpada, pentru că la noi și mâncăm cireșe de Crăciun, asta trebuie să spunem ascultătorilor. Vă mai întreb o întrebare. Da. Cum vi s-a părut primul Crăciun în Australia? Foarte interesant, pentru că am fost obișnuit să fiu pe de o parte colindat și aici suntem colindați, vin tinerii și copiii bisericii și ne colindă, suntem împreună cu frați, cu surori, avem servicii divine speciale ocazionate cu evenimentul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și fiecare sărbătoare o punctăm prin ajun de Crăciun, programul special al copiilor. Dar mi s-a părut că interesant că n-am mai ieșit afară să ascult colindătorii și să tremur de frig. Am ieșit afară într-un tricou probabil și am ascultat, este cald, este plăcut, e diferență, dar specificul este același. Am bradul de Crăciun, am aprins ornamentele de Crăciun, colindele sunt aceleași ca și în România și atmosfera este aceeași și sărbătorii este aceeași. Mă aduc aminte, în primul Crăciun în Australia aveam o colindă preferată, tremură, fulgi, purtați de vânt și se așterne pe pământ covorul gingaș de zăpadă. Iar cete de colindători s-au adunat sub geam în stradă și când am zis lucrul ăsta, gazda la care cântam s-a dus la geam și a dat părerea și zice, unde? Nu sunt. Pentru că, într-adevăr, oamenii intră în curte, în casă deja. Este cald. De Crăciun la noi este toiul verii. Da. Deci, este invers. E diferit față de ceea ce am avut în România și cu care noi ne-am obișnuit. Parcă nici n-am sesizat, dar îmi spunea soția mea că, de exemplu, acele cântări specifice nașterii Domnului cu afară ninge liniștit, nici nu se cântă în bisericile noastre, pentru că și dacă poate la radio se vor auzi, ele sunt oricum colinde și iarăși trebuie să spun, dacă am spus că avem studenți din mai multe părți, trebuie să spun că postul de radio Philadelphia, frate Doru, este ascultat în mod deosebit de australieni, este ascultat de cei din Noua Zeelandă, deci australieni, românii din Australia, bineînțeles, Noua Zeelandă, este ascultat din Canada, este ascultat din Statele Unite ale Americii și, bineînțeles, din Europa. Și din România. Și România, Marea Britanie, avem din Austria, pentru că avem o hartă care ne arată de unde ne ascultă și câți ne ascultă și eu sunt bucuros că suntem contribuim. O biserică, și suntem o biserică românească, un colț de România
care vine și slujește unui alt colț de România. Săptămâna aceasta vorbeam cu un alt coleg păstor, păstorul Bisericii Pentecostale Române din Montreal, Canada. Fratele Iosif Her, tot plecat din Arad, el și el unul din profesorii de la Sola Scriptura, un seminar cu care noi suntem în parteneriat și îmi spunea și el de Biserica Română din Montreal și am zis, iată cum ne regăsim, am slujit împreună în Arad, eu sunt acum în Melbourne, tu ești, ziceam la fratele Iosif, tu ești într-o altă parte a lumii, în Canada, și iată totuși putem să fim împreună și să avem, pentru că și el reprezintă un colț de România în Canada, noi un colț de România în Australia. Ceea ce ne leagă este România. Cred că pentru familia dumneavoastră a fost mai ușor să vă asimilați într-o comunitate. În momentul acesta sunt trei biserici baptiste, patru biserici baptiste și trei pentecostale. Trei pentecostale, da. Și două ortodoxe. Deci, iată că, chiar dacă numărul nu a crescut, cred că suntem undeva la 7.000 de români în Victoria, în Melbourne cel puțin, și totuși bisericile sunt cele care păstrează comunitatea unită. A fost și acțiunea aceea puternică în care iară s-a depășit granița confesională. Când cazul Bodnariu, cu câțiva ani de zile, atunci nu s-a ținut cont că suntem pentecostali, baptiști sau ortodoxi. Am umplut scările Parlamentului, deci a fost un eveniment care a pus semne de întrebare, pentru că am fost Noua Zeelandă, pentru că mergea după fusul, demonstrațiile după fusul orar. Și demonstrația din Noua Zeelandă, chiar dacă a fost mai mică, și după care demonstrația din Melbourne, pe scările Parlamentului, o mulțime de oameni, cuvântări în limba engleză, în limba română. Deci a fost, eu cred că a făcut diferență. Asta înseamnă România, chiar dacă suntem departe de România. Frate Doru, pentru emisiunea aceasta noi am solicitat intervenția unor colegi ai noștri, sigur. Și o să vrem în continuare să îi ascultăm pe păstorii care au putut să fie împreună cu noi. De aceea, noi de aici din studioul Philadelphia vă spunem, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți românii, oriunde ați fi, și dacă tematica este aceasta, permiteți-mi să o rostez din nou. Fii binecuvântată, România, oriunde te afla. Amin, multă binecuvântare. Sânelui Strate, pastor în Biserica Română Pentecostală Elim din Brisbane. Am venit din Cluj acum 14 ani împreună cu toată familia să dăm o mână de ajutor lucrării Evangheliei pe aceste meleaguri. Biserica din care facem parte, Biserica Elim, Biserica Română Pentecostală, este o comunitate frumoasă alcătuită din 380 de membri. Împreună cu tinerii și copiii se ajunge la peste 500 de persoane. Este o comunitate de români activă, implicată în câteva proiecte sociale. Nu am uitat de România, țara noastră din care am venit. Slujim și acolo, în sudul Olteniei, sponsorizăm de mulți ani un păstor, iar uneori cu ocazia sărbătorilor ajutăm copiii săraci, copiii orfani, ducându-le cadouri și implicându-ne și în această direcție. La fel, suntem implicați și în Africa, în Uganda, Kampala, unde Biserica Elim a slujit. Unii au fost chiar acolo la lucru, la construcția unui orfelinat, a unei biserici, la evangelizări și mai multe activități. De asemenea, în Myanmar, în mod special, ne ocupăm de o școală unde vrem să pregătim lideri credincioși care să slujească neamului lor. Iar aici, în Australia, mai ales în Brisbane, sigur, acum, cu ocazia asta, în vremea pandemiei, toată slujirea, activitatea, acțiunile au fost cu mult reduse,
dar viziunea noastră este, sperăm să revenim din nou și să ne continuăm în plin toate aceste activități și această slujire. De asemenea, aici am avut, sperăm să continuăm, grupe de tineri care au dat mâncare copiilor, oamenilor străzii, organizarea unor evanghelizări, mai ales sărbătoarea nașterii Domnului, unde au venit mulți români. Am cântat colinzi, a predicat pe Domnul Iisus Hristos, iar la urmă s-a sfârșit totdeauna cu o masă, cu sarmale și cu prăjituri și așa cum știu românii să pregătească. Cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului, o activitate foarte frumoasă, importantă, aducându-ne aminte de România, tinerii noștri, cel puțin vreo 3 zile, 3 nopți, au fost la colindat, la săraci, la bătrâni care nu puteau veni la casa de rugăciune, la alții care au dorit să fie vizitați și a fost o activitate foarte frumoasă. Ne străduim și facem toate eforturile posibile să păstrăm limba română, încurajăm familiile tinere să-și învețe copiii limba noastră. Ne gândim cu drag la România. Suntem la zi cu evenimentele ce se petrec acolo. Ne rugăm pentru ea. Dorim binele ei și cu mult drag ne întoarcem ori de câte ori avem posibilitatea să mergem în vizită în țara noastră. Dorim să fie binecuvântați românii ori pe unde s-ar afla și să continue să păstreze valorile unui popor special din care ne tragem. Să păstrăm unitatea, să păstrăm credința și un nume bun printre popoare pe unde suntem împrăștiați. Fii binecuvântată România! Fiți binecuvântați, dragi români, ori pe unde v-ați afla. Pacea Domnului Iisus, vreau în primul rând să spun că sunt deosebit de bucuros să transmit acest mesaj. Vă salut pe toți românii de pretutindeni care ascultați la această altă emisiune. Vreau totodată să transmit cuvinte de mulțumire și de apreciere fratele păstor de Apușa, pentru frumoasa lucrare pe care dânsii o fac în emisiunea aceasta. Unde ești tu? Zic ca Domnul să vă binecuvinteze pentru efortul și sănătatea dumneavoastră. Mă numesc Emanuel Curia, slujesc prin harul Domnului ca păstor în Biserica Pentecostală Grace, Australia. Am venit în Australia în urmă cu 33 de ani, în anul 1987, împreună cu părinții mei, doi frați și 5 surori. Am aterizat în aeroportul din Brisbane, Australia, aveam atunci doar vârsta de 10 ani. Mi-aduc aminte când am plecat de România, a fost o iarnă cu multă zăpadă și a fost foarte frig. Iar când am ajuns aici, în Australia, era foarte cald, era peste 30 de grade. Era luna noiembrie. Ce m-a marcat atunci, deși eram doar un copil și nu o să uit niciodată, a fost pădura și dragostea fraților care ne-au... A fost când toți frații și surorile din biserică ne-au întâmpinat în aeroport, au cântat acolo, ne-am rugat împreună acolo și a fost așa de minunat. Familia noastră a crescut numeric. Total suntem 16 copii la părinți, eu fiind cel mai mare. Noi am fost, pot să zic, o familie misionară. Tatăl meu a fost chemat în lucrare de Domnul să slujească ca pastor în mai multe orașe din Australia.
4 ani am locuit în Adelaide, apoi 4 ani în Sydney și alți 2 ani în Magic. Apoi ne-am întors din nou la Brisbane. În anul 1997 m-am întors în România la vârsta de 20 de ani și m-am căsătorit, apoi împreună cu soția ne-am stabilit în Brisbane. Domnul ne-a binecuvântat cu 7 copii, din care 2 s-au căsătorit. Biserica Elim a văzut nevoia de a se deschide o biserică română în Gold Coast. Coordonarea acestei lucrări a fost încredințată de conducerea bisericii Elim, tatălui meu, Ionică Curia, fiind la momentul acela păstor asistent în Biserica Elim Brisbane. Pe data de 13 martie 2011 a avut loc deschiderea oficială a noii biserici, biserici înregistrat oficial, numele Grace Romanian Christian Church Gold Coast. La serviciul de deschidere a noii biserici a fost invitați lucrători delegați din mai multe biserici evanghelice din Australia. A fost o zi foarte masă, o zi de neuitat. Biserica Grace a început cu aproximativ 25 de membri și 30 de copii și cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica a crescut. Acum suntem în jur de 80 de membri și aproximativ 90 de membri și copii. Pe data de 1 iulie 2018 am fost ordinat în slujba de păstor. Domnul m-a chemat în lucrare să slujesc ca păstorul bisericii. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care îl am în continuare pe tatăl meu ca ajutor și sprijin, el având multă experiență în slujba de păstor. Anul trecut Dumnezeu i-a mai dat un ajutor. Domnul a chemat pe fratele Cornel Mandici în slujba de prezbiter, așa că este atât de minunat să fie unitate și dragoste între slujitori. Biserica Grace Gold Coast se implică în mai multe lucrări. Anul trecut a găzduit cea de-a 17-a Convenție a Bisericilor Pentecostale Române din Australia și Noua Zeelandă și a Taberei Naționale de Tineret. Dumnezeu a lucrat în mod deosebit. Am văzut cum vieți au fost transformate și toată slavă o dăm Domnului Iisus pentru aceasta. Biserica Grace crede că mandatul ei este să misioneze și să evangelizeze pe toți oamenii de orice națiune. Avem frați minunați care se involvează în misiuni externe, unii în Filipine, alții în Myanmar și alții chiar și în România. Desigur, lucrăm în o colaborare cu mai multe biserici pentecostale române din Australia. Una chiar fiind Biserica Pentecostală Philadelphia Melbourne. Domnul Iisus să fie slăvit pentru toate. Pentru frații și surorile cu inima românească, care iubesc rugăciunea, vă rog să vă rugați pentru mine și pentru colegii mei de slujbă și pentru biserica noastră Grace. Vă mulțumesc pentru audiență și doresc ca harul și dragostea lui Dumnezeu să vă umple inimile. Fii binecuvântată, România, oriunde te-ai afla! Am o casă printre ramuri, am un sat întreg de neamuri, am un codru, o câmpie, am un grai ce-mi place mie, am un plaicat din poveste, altul mai frumos nu este, el mi-i drag până la stele și până dincolo de ele. Ești artă de române din somnul cel de La mulți ani.
ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani, să trăiți, să fie viața numai lumina și din lumina să dăinuiți pentru credință și mântuire la mulți ani, să trăiți.